13 mai 2024 am venit la o familie de albine care verific rutina de a nu intra în friguri și vreau să vă zic că este una dintre cele colonii care cresc foarte bine foițe, deci trebuie să le urmăresc bine, bine de tot și aceste colonii care cresc bine foițe și e o colonie destul de mare, totul arată foarte bine, estimarea mea de a intra în friguri este de 2 săptămâni, adică de acum încolo, în 2 săptămâni, s-ar putea să intre în friguri, în funcție de vreme sau de cules. Bun, dar ce vreau eu să vă arăt este ce frumos construiește aceste rame, iată. Contează foarte mult să-ți alegi coloniile în care crești foiță. E perfect, arată foarte bine. Acum ce fac cu această foiță? Această foiță trece lângă diafragmă. Așa. Rama cu miere am scos-o. Am trecut-o aici, în zona aceasta. Iată miere. Pentru cei care zic că nu scot miere, nu scot că nu vreau acum să încă scot, dar asta se poate scoate dacă vreau. Așa. Prima dată o să termin cu formarea tuturor coloniilor care consider eu că am nevoie să fac roi. Așa. Din bocile care le-am dat la eclozat, au eclozat majoritatea. Una singură n-a eclozat, fiindcă și-au tras ele boci de salvare, dar i-am dat o altă bot, că nu e nicio problemă. Iată o altă foiță care a fost dată la crescut. Și aceasta arată foarte bine. A construit bine, bine de tot. Bun, și această foiță, ce se va întâmpla cu ea, o dau la margine, dar deocamdată să scot rama cu miere, să vă arăt cum procedez eu. Ramele cu miere din mărgini care au fost mâncarea ei. Bine, acest lucru poți să-l faci la coloniile care sunt de treaba aia, care n-au intrat în friguri, până la momentul în care am ajuns eu la ele. Așa. Și aici am rama cu miere. Așa. Iată. Rama cu miere ce merge extrasă. Va trece în magazia lui, cum ar veni. Aici este magazia. O trec în magazie. Bun. Iar rama asta care a fost construită de curând va trece ca loc. Aici va pune ea polen, va putea să-și pună polen, miere, deci îi fac un loc. Bun, și pun foarte frumos rama asta aici. Deci așa îmi cresc eu foițele. Acum aș putea construi o grămadă, dar o iau treptat. Acum s-ar putea să nu fie chiar corect cum fac eu, dar așa fac și e bine. Iar aici are rama cu puiet. Deci are puiet pe 8 rame. Așa, o să vedem, totul e în regulă. Mă uit dacă n-a intrat cum în frigul, dacă a intrat în friguri, a depus ouă în celule, sunt ouă depuse în celule. Voi reveni în
câteva zile la ea, dar majoritatea intră în friguri, e foarte frig, culesul s-a terminat, albina e multă. Dar are o cantitate de banu, a intrat în friguri, bine. Bun, dacă a intrat în friguri, fac altceva. Fac altceva. Deci a intrat în friguri, acum ce fac? Ce voi face? Pun pauză și mă duc că am nevoie de câte ceva, ca să vedeți cum voi proceda. Bun, deci acum am organizat stucul în felul următor, am scos ramele cu miere, o să le scot, le duc la centrifugă, le extrag, e pregătit tot. Și da, a intrat în friguri. Acum următorul lucru este identificarea reginei. Trebuie să o căutăm pe dânsa. Este următoarea etapă. Asta în caz că dorim acest lucru, da? Deci nu mai vreau să fac roiuri, am ajuns la un număr destul de mare de roiuri și nu mai vrem să facem roiuri. Și acum coloniile intră în friguri, nu avem ce să facem, da? Și acum urmează identificarea reginei. O să o caut. Deci asta este următorul lucru, să caut regina. După care voi continua cu această lucrare mai aparte. Am identificat regina, am găsit-o. Este o negreasă, bun, nici nu putea să fie alta. Și acum urmează să fac următorul lucru. Regina e prama aceea. Toate ramele cu puiet, le scot și le pun într-o ladă provizorie. Va fi o ladă provizorie deocamdată. Le scoatem toate ramele cu puiet. Așa. Deci aici avem regi. Acum. Aici adaug două foițe. Prima dată avem ramă construită, avem, asta e ramă construită. Punem foițe. Și urmează să scutur albina de pe puiet, toată albina. Așa, în mare parte. Bun.
O să urce albina pe rame. Acum, următorul lucru, o să caut pe tanti matcă, cu toate că aș putea să o scutur fără nicio problemă. Este aici. Dacă nu mă credeți că e neagră, a fugit, se ascunde. Dar... aici l-am leat sus, se tot bagă, iată, coboară în jos. Este o negresă, da? O scutură pe fundul lezii, nu pățește nimic. Bun. E multă albina, așa că nu va păți absolut nimic. Perfect. Acum că am scăpat și de matcă, mai pun 2-3 foi. Am scăpat de mătcuță. Ea o să urce într-o parte sau în cealaltă pe rană. Așa, și acum scutur absolut toate ranele. Toate ramele pe care se află puiet. Perfect. Deci am scuturat tot puietul de pe ramă. Acum număr ramele. 5, mai trebuie 3. Punem foiță. Am 5, 3, e bine. Văd dacă am ajuns la 10 rame, n-am ajuns, mai trebuie o foaie.
Sper că e bine acum. Super fain. Super, super fain. Aici mai am rame cu miere. Am să-i dau rama cu miere. Mă uit dacă are oat. N-aș vrea să rămână ouă, dar îi las. Îi las, asta e, sunt câteva ouă acolo. Și aici sunt câteva ouă, deci de las. Nu-i problema. A venit și cocoșul. Bun. Acum acolo am un Hahnemann care desparte grila ursul. Dați mâncare, îi trebuie mâncare. Așa. Îndepărtez albina să ducă jos. Încă vreau să-i pun un Hahnemann. Nu am decât pe 10 rame, dar... cum îmi potrivesc. Nu e chiar cum vroiam eu, dar îi rezolv în 2 secunde. Îi rezolv imediat. Bun, am pus un Hahnemann acum peste cuibul, peste viitorul cuib. Am pus folie, că nu mi-ajunge Hahnemann din cap în cap, și am pus folie și acum să aduc un cat deasupra. Așa, după asta adaug toate ramele cu puiet care au fost cuturate. Dar prima dată îi aduc mierea. Ia aduc ramele cu miere. Așa, una într-o parte, una în cealaltă parte. Iar acum curăț ramele de boci, de boci, de ceară, de tot ce se poate. Cel mai sigur și de trântori, deci nu mai las absolut nimic. Curăț foarte, foarte bine aceste rame, nici trântori, nici boci, nimic, nu am să-i mai las. Distrug tot. Așa. Cel mai ușor de verificat, absolut bine, cuibul să nu rămână nicio botcă. Matca este pusă pe foi jos și va deveni o super familie. Nu mai lăsăm nicio cupulă, nimic, 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 nimic. Curățăm foarte, foarte bine. Acum poți să îngrijești ramele cum dorești tu. O să dureze ceva.
dacă tot am această ocazie, o să curăț foarte, foarte bine. Bun, deci cred că s-a înțeles ce am făcut. Urmează să văd și cum funcționează această treabă. Bun. Acum dau ramele înapoi. Ramă cu ramă. Și cam asta este. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!